presupune, pe lângă prioritare cercetări aplicative și cercetări fundamentale, implicând o analiză conceptuală, amintim două dintre cele mai semnificative definiții date regimului constituțional ca trăsătură definitorie a statului de drept. Prima aparține autorului Reynolds, care caracterizează regimul constituțional ca format din acele stratageme, citez, constituționale, în calitate de măsuri de precauție, destinate să complice procesul de guvernare, să nu fie posibil ca o singură persoană sau un singur partid să obțină controlul asupra întregului mecanism al puterii și să nu-l folosească în interesuri private. Aceste stratageme intervin în procesul de modificare și creare, de interpretare și aplicare a dreptului și au scopul de a menține domnia legii și de a apăra dreptul de uzurpări tiranice. Al doilea exemplu îl constituie distinția făcută de autorul francez Tropez între sensurile constituționalismului, reținând stricto sensul, care înseamnă că necesara Constituție trebuie să se întemeieze pe principii care să poată produce anumite efecte, astfel cum sunt imposibilitatea despotismului și libertatea politică, principii constând în separația puterilor, distinția între puterea constituantă și puterea constituită, guvernarea reprezentativă, controlul constituționalității legilor sau al unora dintre ele. Dintre concluziile existente în literatura de specialitate, menționăm cu titlu exemplificativ ideea că existența în sine a Constituției nu dovedește existența statului de drept, deoarece o Constituție poate consacra sau legitima un regim autoritar sau dictatorial. Statul de drept nu este un ansamblu de norme, fie acestea chiar constituționale, ci un fenomen social complex care trebuie privit și din perspectiva practicii constituționale, precum și a reflectării ei în conștiința socială. Cerințele statului de drept nu pot fi satisfăcute numai prin prevederi constituționale. În reprezentările privind statul de drept, trebuie să fie mereu prezentă convingerea că supremația Constituției, pe primul plan, asupra puterii și deținătorilor ei, precum și convingerea privind legitimitatea Constituției și nu numai validitatea ei formală. Unul dintre conceptele corelative regimului constituțional este statul constituțional de drept, analizat comparativ cu statul legislativ de drept de autorul italian Luigi Ferraioli, care arată că cel din tâi a apărut după sfârșitul celui de-al doilea război mondial și corespunde noului pozitivism juridic, fiind rezultatul schimbării criteriului de recunoaștere a validității dreptului și al controlului constituționalității legilor. Spre deosebire de statul de drept legislativ, statul constituțional de drept este corespondentul sensului forte al statului de drept și desemnează numai acele structuri în care puterea publică este subordonată legii, limitată de lege, având obligația de a-i se conforma, nu numai în ceea ce privește forma, ci și conținutul exercitării puterii. Concluzia finală este aceea că modelul statului constituțional de drept impune științei juridice să înceteze să fie numai descriptivă și explicativă și să-și asume răspunderea exercitării funcției critice și prospective în sensul de a sprijini proiectarea dreptului de către dreptul însuși. Într-un amplu și valoros studiu dedicat viitorului Uniunii Europene, interesant și pentru un alt termen corelativ al regimului constituțional și anume de constituționalitate a Uniunii Europene, regretatul academician Paul Kosmovici susținea punctul de vedere, a cărui validitate a fost ulterior confirmată, potrivit căruia acest termen se cere a fi utilizat în sensul unui proces în curs de desfășurare, în loc de a se vorbi despre obiectivul final, care este Constituția însăși, căci esențiale, este ca procesul de constituționalizare, acestui proces îi se atribuie semnificația unei dinamici evolutive care s-ar putea concretiza în timp sub forma rigidă a unei Constituții. Un alt concept corelativ regimului constituțional de care nu putem face abstracție atunci când ne ocupăm de regimul constituțional al României, stat membru al UE,
este conceptul de constituționalism european. Autorul Florin Bucur Vasilescu, remarcând orientarea categoric democratică a evoluției constituționalismului european și reușita acestuia, numește principiul separației puterii pilon, citez, al acestui constituționalism și îl include în conținutul său și proclamarea, promovarea, apărarea și garantarea drepturilor omului, definirea și asimilarea noțiunii de stat de drept. Subliniază că ridicarea pe o treaptă superioară nu numai a supremației legii, ci și a supremației individului în raporturile sale cu statul, reprezintă meritul major al constituționalismului european. Este, de fapt, esența statului de drept. Pornind de la situația din Franța de sfârșitul secolului trecut, autorul Sabet a criticat caracterul inadecvat al metodei formaliste, incapacitatea ei de a răspunde chestiunilor esențiale ale dreptului constituțional, astfel cum sunt validitatea formală a normei constituționale, suveranitatea poporului, care precede actului constituțional original, și efectele teoriei valorilor asupra limitării puterii de revizuire a Constituției. În opinia autorului, studiul dreptului nu poate da satisfacție decât în măsura în care este completat de un studiu onto-axiologic care nu neagă dreptul pozitiv, dar îl depășește, raportează la valorile situate deasupra lui. Este recomandată metodologia corespunzătoare a unei științe constituționale a libertății care să-i ajute pe specialiști să realizeze progresul cunoașterii, ar ajuta nu numai la descrierea normelor, ci, în plus, la verificarea validității lor și a imperfecțiunilor în raport cu finalitățile lor. De reținut și avertismentul autorului la care ne referim asupra pericolului pe care îl reprezenta în Franța, faptul că pozitivismul, ca doctrină dominantă, influența dreptul public, negând existența principiilor, a valorilor supraconstituționale, precum și a unor dispoziții intangibile ale blocului de constituționalitate. Concluzia la care se ajungea din cauza acestei optici era inexistența vreunei limite care să interzică revizuirea Constituției, nici de către popor și nici de către Parlament, totul putând fi schimbat din punct de vedere juridic, drepturile omului putând fi suprimate. Negându-se de pe poziția unei logici formaliste, orice transcendență, inclusiv cea a libertății, nu se ținea seama de valorile efectiv proclamate de poporul suveran, aceste valori fiind exigente impuse puterii constituante. Din cauza refuzului de limitare a revizuirii Constituției, doctrina pozitivist-formalistă accepta abrogarea sau abolirea Constituției. Quasi totalitatea doctrinei franceze adera la această teză, deoarece ea putea fi susținută în condițiile în care textele nu interziceau revizuirea. Atunci când analizăm aspectul revizuirii Constituției, apreciem ca fiind utile unele referiri la sociologia legislativă, care, ca parte a sociologiei juridice, îndeplinește funcția practică de ajutorare a legiuitorului. Începem prin a evoca, în considerarea menținerii actualității ei, binecunoscută lucrare a lui Jean Carbonnier, sociologie juridică, în care este remarcată distinția între sociologia legislativă externă, care se ocupă de pregătirea terenului pentru o reformă legislativă sau promovarea unei legi noi, și sociologia legislativă internă, care oferă legiuitorului toate informațiile utile pentru a decide asupra conținutului legii, considerând că aportul ambelor este important în ceea ce privește revizuirea Constituției, ținând în același timp seama de precizarea prestigiosului sociolog francez al dreptului și civilist, în primul rând, da, că din cauza celor două necesități ale procesului legislativ, redactarea și decizia, cercetarea sociologică este lipsită de șansa unei eficiențe imediate. Referindu-se la modelele de tehnică la care recurge sociologia legislativă, Carbonnier atrage atenția asupra faptului că modelul legislativ nu este decât o simulare și că realitatea rezervă infinite surprize
și îi diminuează eficiența. Totodată, construcția modelului legislativ nu poate ține seama de toate elementele constitutive ale sistemului juridic în care legea analizată urmează să fie integrată. În eseurile sale despre legi, autorul sublinia că sondajul de opinie legislativă permite să se constate starea opiniei publice asupra reformelor pe care viitorul se pregătește să le înfăptuiască și, în comparație cu referendumul legislativ, prezintă avantajul de a preciza întregul evantai de opinii, pe când referendumul legislativ, prin polarizarea pe care o antrenează, conduce la concluzii rigide. În cazul sondajului de opinie legislativă, legiuitorul în consecință poate să diversifice regulile în cadrul unui pluralism de soluții. Pornind de la aprecierea aparținând lui Carbonier, potrivit căreia sondajul de opinie legislativă nu este realitate decât un referendum de proporții reduse, s-a ajuns la concluzia că cel din tâi face loc unei noi surse de legitimitate. În acest sens, Comai și Marnier. Numai puțin însă au fost recunoscute și unele limite ale tehnicii sondajului de opinie legislativă. Astfel s-a arătat că legiuitorul, atunci când dorește să inoveze, poate să nu țină seama de opinia majoritară. În același context s-a arătat că nu există nicio îndoială asupra faptului că sondajul de opinie legislativă este capabil să transfere tehnicienilor dreptului vox populi, dar întrebarea care se pune este aceea referitoare la credibilitatea opiniei exprimate prin răspunsurile la chestionar, în condițiile în care se constată adesea riscul unor diferențe între opinia reală și cea exprimată. O altă observație este aceea că, evident, opinia publică legislativă majoritară reprezintă adesea expresia unei ideologii conservatoare anacronice. Urmarea este aceea că adaptarea politicii legislative la această opinie riscă să producă eșecul reformelor legislative destinate să contribuie la schimbarea socială. Corectivul propus a fost acela al descoperirii caracterului dinamic al opiniei publice legislative printr-o analiză științifică a rezultatelor sondajului de opinie legislativă care ar permite o politică legislativă adecvată. Vă mulțumesc pentru atenție!